înseamnă și bine ați venit cu intrarea profilului cu problemele matematice la geometrie. Geometria. Gata, vorbim geometria. Cine dictează? Problema 1 de la pagina... Geometrie, da? Da, geometrie. Problema 1 de la pagina 166. 166. În triunghiul ABC. Ipoteză. Triunghiul ABC. Trebuie să lăsăm telefonul. Da. Alo. Bună seara. De ce ai făcut frate pe la poartă? Ce am repetat? Da, lecții. Dar eu sunt într-o lecție de matematică, sunt în direct la Proful Online TV, acum și nu vă am chip să stau de vorbă. Ora 10. Da. Mâine dimineață, eventual, sau diseară după ora 10. La revedere. Deci avem triunghiul ABC, A de mediană. A de mediană. Cu de aparține lui BC. De aparținului de C. Apropo de mediană, ce calitate are mediană într-un triunghi? Ce e mediană? Pe mijlocul... Pe echivârf cu mijlocul. Pe mijlocul, da. Da? Okay. Și mediană, dacă se întâlnesc, ce calitate au? Și cum se numește punctul de intersecție a medianilor? Centru. Centru de greutate. Ortocentrul la înălțime, da. Centru de greutate și la o treime de bază și la o treime de mână. Da. Dar mai departe. Aria, se știe că aria triunghiului ABC e 42 de centimetri pătrați. Aria triunghiului ABC egal cu 42 centimetri pătrați. Să se afle aria triunghiului ACD. Aria triunghiului ACD. ACD. Triunghiul ABC e oarecare. Da, deci un triunghi oarecare. ABC. Am dus mediana. A de partea zi, nu? Mm-hmm. Știu area întregului triunghi, ABC, și îmi trebuie a lua CD. ACD. Hai să vedem, cine ar fi area triunghiului ACD? Mai multe variante de arie. Noi am găsit, din ce știm până acum, vreo 3 parcă. 3. Era vorba de baza organizată pe 2, plus o a doua latură sinusunghiul între ele și Heron. Da, Heron, da. Dar acum, hai să mergem pe prima. Baza organizată pe 2. A doua AC de arie. AC de. Baza. CD. Baza CD. Deși CD. Ori AD. Ori înălțimea. A de mediană. A de mediană. A prim. Adică e vorba de perpendiculară. A de înălțime este perpendiculară adusă din vârf pe la propusă. Ori A prim. Da? Supra 2. Și? Cum area lui A, B, C e 42 centimetri pătrat și avem că CB ori A prim pe 2 egal cu 42 centimetri pătrați și CD ori A prim pe 2 avem o... Deci pe scurt, putea continua aici, în loc de CD putem să zicem BC pe 2. Uh-huh. Deci egal cu... Deci în loc de CD, deci să zicem cum AD mediană, rezultă că AD rezultă că CD este egal cu BC pe 2. Și atunci, în loc de CD, pot spune BC pe 2 ori A prim pe 2. Și egal cu e pe 2 supra 2, dar din pe 4. Deci egal cu BC, hai să scriu la seama așa, BC ori A prim pe 2, totul supra 2. Dar cine este BC ori A prim supra 2? BC ori A prim
pe 2. Area lui ABC. Deci egal mai departe cu area lui ABC. 40 de pătrați. Area triunghiului ABC. Adică 42. Și egal cu 42 pe 2 și egal cu 21 cm pătrați. Ce? De ce asta voi pe gânduri? Nici mare lucru, nici nu trebuia să vă put figura. Cât în primul CD ăsta e jumătate din BC, totdeauna, vă amintiți când am vorbit de mediană, mediana împarte triunghiul, două triunghiuri echivalente. De are egale. De are egale, asta înseamnă că sunt echivalente. Da. Deci, când ai dus mediana, area triunghiului mare a fost împărțită în două arii echivalente, două triunghiuri echivalente, de arii egale. Totdeauna, area lui ACD egal cu area lui ADB. Și putem să scriem că și area lui ABC este egal cu de două ori area lui ACD. Și tot atât de bine. Și mai mult mai repede. ABC-ul este de două ori area lui ACD. ACD sau de două ori ADB. Corect. Din el. Și mai repede. Dar trebuie să vă amintiți asta. Voi. Că mediana împarte triunghiul, două triunghiuri echivalente. Adică două triunghiuri de arii egale. Pentru că baza CD sau DB, unul sau celălalt, și CD egal cu DB și înălțimea este aceeași. Corect. Pentru voi variabilă. Da? Problema 3, ștergem. Da? Asta a fost tot. Da, sigur. Foarte simplu a fost asta. 1, 3, 2, 3. Dar 2 a fost tot. Da. 3, ai spus, da? În triunghiul ABC, în ipoteză, ABC triunghi. Deci în ipoteză. AD mediană. Ipoteza. Da. ABC triunghi, AD mediană. ABC triunghi, AD mediană. Da, la fel ca cealaltă. G, centru de greutate. G, centru de greutate. Greutate. E, aparține lui AD, cu D aparține lui GE. E, aparține lui AD. Într-o paranteză. E da. Aparține lui AD, virgulă. D aparține lui GE. D aparține lui GE, astfel încât. Așa încât. DG congruent cu GE. DG congruent cu GE. Da, să se arate că. În concluzie. A. Aria triunghiului BGD este egală cu aria triunghiului C, G, D. Da. La B mic. Vi le dau pe toate? Da. Aria triunghiului A, B, G egală cu aria triunghiului A, C, G. C mic. Aria triunghiului A, B, G este egală cu de două ori aria triunghiului B, G, D. Denic. B, G, D. Denic. Aria triunghiului ABC este egală cu... ADC. ABC. ABC, da. Egal de trei ori aria triunghiului B, G, C. Și e mic. Aria triunghiului B, G, E egală cu aria triunghiului C, G, E. F. E, cred că e simplu dacă facem figura. Nu, pare. Pare, da. Mai multe. Da. Deci când sunt aici, să vedem. Deci am trecut la întâmplare. A, B, C. AD mediană, G centru de greutate. Da? G centru de greutate. AD, să notați cu dedul. Da. Mai ducem o mediană? Sigur, ca să găsim centru de greutate cel mai ușor. Mai ducem una. Mai ducem încă una. Din B. Deci, B
E sau F, da. E, de E parcă l-avem undeva. E o să avem, da. F, să zicem. B, F. Mediana B. Da, și atunci am găsit pe G. Găsit pe G. Bun. Știu ce calitate este, la o treime de bază și două treime de vârf. Corect. Iar eu este situat pe AD, pe AD, încât D-ul se găsește pe GE. D-ul se găsește pe G. E, duce afară, înseamnă. D-ul pe GE, adică așa cum spunem Miruna. O fi la mijloc? Ia să vedem. Încât DG să fie cât DG G-E. Nu se poate fi. DG cu GE. Atunci ar fi aici, o vreau să spună. DG congruent cu GE. Dacă DG cât GE e pe AD. E este un punct pe AD. Da. Și mai ai precizarea că D aparține lui GE. D, mai e vezi, așa este, D aparține lui GE. D aparține lui GE. Și GE e segment așa? GE este un segment, D aparține lui GE, închis, da? DE. D aparține lui GE, atunci mă obligă pe D să-l am între G și E. Știți cum e? E aparține lui AD, s-a deschis o paranteză, AD, virgulă, D aparține lui GE. Deci, E aparține lui AD. AD. Pe AD, da. Pe segmentul AD. Da. Dacă spune AD în segment așa pus. AD, AD, AD e fără paranteză. Adică e pe dreapta AD. Da. Deci, E e pe dreapta AD. E este pe dreapta AD. Da. Bun. D aparține lui virgulă, da. D aparține așa, lui GE. Acolo așa e, da. D aparține lui GE, mă duce așa. În jos. D pe da. GE. În așa fel încât. Așa că DG, da. Congruent cu GE. Înseamnă că eu e în jos și... Da, e două ori. Păi tot la o treime și două treime, domn profesor. Nu, păi da, dacă zici că DG cât GE... Da. DG cât G nu e congruentă G D cu G e cu D e nu e la fel cu D e DG cu G e mi-ai zis cu G e nu poate fi așa cu G e nu poate fi așa G e altul nu mă trimite sus și el e întru și cum faci? Nu te-am sfârșit? Nu faci? Da, nu știu că ultimele eu mi-e experiență faci mai acum o legătură cu ce dă el acolo faci mi-e dăm seama unde este? Aria pe 1. Problema numărul 3, da? Nu cred că te răspund. 1, 2, 3. G, M, perpendiculară cu BC. Bine, o să ducem G, M, înălțime acolo, dar pe mine mă interesează dacă vezi... Aparține G, centru de greutate, dar ce, credeți că asta e figura? Asta o fi, ia uite-a, domn profesor. Vai, ce-i asta? Vai! Cor! Unde-i problemă ușoară? Ăla-i cor. Nu. Da, îmi pare rău, stai că nu vreau să fiu mort. Nu am ce să fac. Deci, dacă... La fizică, doi barat. Ba, nu, mi-a gustat. Deci... Tu ai învățat? Am o lecție. Am o lecție. Și te regata pe 5. Andy, câte lecții dați? Din 3 și... Mai amintesc la fizică. Văd că este respectat așa, dându-i egal cu GE. Înseamnă că eu este aici. Asta e și cum G, D, E pe A, D, pe dreapta D și D aparține lui G, E. Cu D e, profesor, trebuia. D, G, congruent cu D, E. D aparține lui G, E. Și acum trebuie să spunem G, D, congruent cu D, E. Cu D, E. Și gata, aia e greșeală. Așa, da, da. Și gata, ce sunt mai cu D. Cu D, E. Și asta e. O greșeală, cu ăștia mai greșeală. Da. E așa să ne faci. E așa cum trebuie să ne interesezi. Gata, acum am... Am reparat. Și acum, area triunghiului a B, G, D. B, G, D. A, C, G. A, nu. Cu C, G, D. Uite, Mira. B, G, D. Cu C, G, D. C, G, D. Da. C, G, D. Cu asta, da? Da. Păi este, pentru că G, D e mediană. Corect. Deci, în triunghiul C, G,
B, GD este mediană și mediana în parte triunghiul CGB în două triunghiuri de ar egal. Egal, corect. Și cum scrie asta? Așa scrie. La mic. În triunghiul C, CGD, C, B, G, 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 B, de de sus spunem că G, mediană. D, mediană. Acolo din cele două rezultă că area triunghiului C, G, D, area triunghiului C, G, D, egal cu area triunghiului D, G, B. Triunghiului D, G, B. Și am răspuns la D, G, B. Terminat. A, mic. B, A. B. Area lui A, B, G. A, B, G. Egalul. A. A. B. B. G, da. G. Da. Egal cu lua A, C, G. Păi este, pentru că area A, D e median într-un ghiul A, B, C. A, G e median. A, D e median într-un ghiul A, C, B. Din centru de greutate. Da, nu. Deci A, D e median într-un ghiul A, B, C. Avem deja la 1 că area lui B, G, D egal cu area lui C, G, D. Și atunci area lui A, C, G egal cu area lui A, C, B. Prin scădere. Deci, Miruna, tu spui A, așa. Area lui A, C, D, egal cu... A, C, D. Egal cu area lui A, D, B. De la primul, C, G, D, egal cu area lui C, astea două sunt egale. Și atunci, restul a rămas fie egal. Da. Miruna spune bine. Deci, fiindcă A, D, median în triunghiul ABC, da, în triunghiul mare ABC, area lui A, D, B, egal cu area lui A, C, D. Corect. Și dacă scădem... Din area asta scădem pe area triunghiului ăsta. Și din area asta scădem pe asta de aici. Rămân cele două de aceeași măsură, de aceeași area. Da. Așa zicem. Deci zicem, în triunghiul ABC, B mic, la început. Triunghiul ABC. A de mediană. De sub A de mediană. Acolo, reiese că area lui A de B. Nu mai spun triunghi. A, D, B, să înțelegi trei litere, că la asta mă refer. Egal cu area triunghiului, A, C, D. A, C, D. Dedesubt am arătat la punctul A că area lui A, D, B, A, D, B, area lui C, G, D, dedesubt spunem, area lui C, G, D, egal cu area lui GDB. GDB. Deci, adică o dată. Fiindcă A, D e mediană, înseamnă că area, spune-mi tu, area cărui triunghi? A, C, A, C, D egal cu area lui A, D, B. Bun. Pe de altă parte, la punctul am arătat că area lui C, G, D, C, G, D, D, G, B. D, G, B. Trag liniile, le-am pus la sură și scad. Din asta scad pe asta. Și înseamnă că area triunghiului ADB minus area triunghiului C egal cu vorbește? Egal cu ACD. Area lui ACD minus area lui GDB. Și ADB minus CGD. Păi A, A, G, C. Area lui A, G, C, da? Deci rezultă area lui A, G, C, egal cu area lui G, A, G, B. G, G, A, B. Sau, da? Sau A, G, B. A, G, B. Ce am arătat? Am arătat exact ce trebuia să fie punctul B. C-ul. Da, pentru că A, D e mediană, B, F e mediană și atunci sunt congruente. A, A, pentru că G e centrul greutate. Da. Într-un unghiul A, B, C, atunci A, G, C egală cu area lui A, G, B și egală cu area lui C, G, B. Să vedem dacă sunteți de acord. Deci, ne-am arătat acum că A, G, B egal cu A, G, C. Am arătat, da. Pe de altă parte, cum arătăm că area lui A, G, B ar fi cu C, G, B? Păi, într-un triunghi, dacă avem centru de greutate, nu rezultă că C,
cel trei triunghiuri de acolo sunt oare congruente? Da, cum? Păi așa e regulă. Este un rezultat, dar este un rezultat acolo, acum. Păi chestia aia... Păi la o treime de bază, două treime de văd. 2x3. Centrul de greutate. Dar cum am arătat că area lui AG, C, egal cu AG, B? Am arătat acum. Cum? Am zis, din toată area asta, scădem pe asta, și din toată area asta scădem pe asta. Cum astea sunt egale, ne rămas că astea două sunt egale. Da. Cum arătăm acum, pe de altă parte, că AG, B, ar fi cât C, G, B? Păi ia cât egal cu AD, B. A? Dar la punctul C noi trebuie să arătăm că A, B, G de două ori B, G, D. La punctul C. Da. Aici suntem, domnul profesor. A, B, G. A, B, G. A, B, G. Da. Așa, de două ori B, G, D. E de două ori cel mic. G? Și e. D. B, G, D. Păi e. Că G-ul se află la o treime de... Da. Bază și două treimi de bă. Aveam că G, C, D, area lui G, C, T, egal cu area lui G, B, D? Deci, încă o dată, noi știm doar atât. Că area lui A, G, B, e cu ta lui G, A, G, C. Da. Atât am arătat. Da. Și G, C, D, egal cu area lui G, D, B. G, C, D, egal cu G, D, B, asta de acord. Și noi avem că... Dacă tu arăți, Miruna, dacă mi arăți că area lui C, G, B e cât a lui A, G, B, atunci A, G, B rămâne cât a ăstuia, ăsta e de două ori G, D, B. Da, și nu e că G-ul e ortocentru. Nu ortocentru, centru de greutate. Da, aici și în trei, în parte în trei, în șase. În șase, în trei, corect. Și toate sunt acolo... Are o oare congruente, exact. Da. Cum redactor. Am învățat în clasa 6 că... Centrul de greutate se află la o treime de bază, două treime de vârf. Și ajută că... Am învățat în clasa 6. Greșă. Da. Uite, clasa 6. Hai să vedem așa. Deci, cum am arătat, că iar am uitat, cum am arătat noi că A, G, B este cât A, G, C? Prin scădere. Prin scădere. Cum arăți că C, G, B e cât A, G, B? Tot prin scădere. Dar am aflat că A, F, G e cât F, G, G? Oare putem arăta că A, F, G este cât F, G, C? E, da. Din acel motor. Că F, că G, F e median în A, G, C. Da. Și atunci... A, și atunci gata, în A, F, în A, F, B și în F, C, B, scădem în A, două și în B. Stătă și urmă, este două. Deci analog și pe partea asta arătă, da? Și de aici vine foarte ușor, că ar fi, așa cum spuneam, toate aceste trei egale între ele. Că, iată, asta e cât care am arătat mai devreme că triunghiul ăsta și cu ăsta au aceeași arii. Acum am arătat că ăsta și cu ăsta au aceeași arii. Și atunci înseamnă că toate trei. Dacă ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta, atunci toate trei între ele. Da? Din diferențe, pur și simplu. Deci, cum zicem? În triunghiul ABC, în triunghiul ABC, BF, median. Acolada, reiese că area triunghiului, cine vorbește? Tudor. Rezultă că area triunghiului A, E, B. Nu A, E, B. Păi, în triunghiul ABC, B, F imediat. A, rezultă că area triunghiului A, F, B. A, F, B, egal cu area A, D. Area triunghiului, egal cu area triunghiului. A, F, B, B, cu area triunghiului F, B, C. F, B, C. F, B, C. Pe de altă parte, în triunghiul... Care e triunghiul? În
În triunghiul A, G, C. Așa, în triunghiul A, G, C. C, avem G, F, mediană. G, F, mediană. De ce rezultă? Că area triunghiului A, G, F. Area lui A, G, F. Egal cu area lui F, G, C. A lui F. F, G, trage linie și li scădem. Scădem, membru cu membru. Și vine aria lui? Aria lui A, F, B. A, F, B. Minus aria lui A, G, B. Deci A, 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 F, B. Minus A, G, B, A, G, F. A, G, F, da, minus aria la A, G, F. Egal cu A, F, B, C. F, B, C. Minus aria lui F, G, C. Adică aria lui B, A, B, G. Aria lui A, A, B, G. A, B, G. Aria lui A, B, G. Egal cu O de două ori. Nu, nu. Egal cu aria lui B, G, C. Aria lui B, G, C. G, C. Iar aria lui B, G, C este de două ori aria lui B, G, D. B, G, D. Egal cu de două ori aria lui B, G, D. B, G, D. Și am arătat exact, A, B, G, alea la B, G, D, alea la B, G, D, da? Acum la D, aria lui A, B, C, a tot. La ce? La D suntem. Aria lui A, B, C, egal de 3 ori aria lui B, G, C. B, G, C. Da, m-am ce-am zis. Tot ce-am zis. Analog. Da? Nu, nu e analog. Că asta e cât asta și cât asta. Da, exact. Deci am arătat. Deci am arătat că... E. Nu, D. Sunt galante. Păi zic toți înapoi. Da. Mi-a dus înainte, zic la ei. Deci, pentru ei, am arătat aria lui ABC. Arătat că aria lui AGB A, G, B, egal cu aria lui A, G, G, A, G, G, și egal cu aria lui B, G, C, da? B, G, C. Fiindcă toate sunt egale, iar suma lor face cine? Iar aria lui A, G, B, plus aria lui A, G, C, plus aria lui B, G, C. Ala acoperă exact triunghiul, nu? Uh-huh. Acoperă triunghiul A, B, C. Se vede de aici, din cele două, că area triunghiului A, B, C este de trei ori area oricărui dintre ei. Da, dar ei vor B, G, B, G, B, G, B, G, C. C. Da? Și mai avem E. Aria lui B, G, E. Asta a fost punctul D, da? Da. Da. D. Și eu. Aria lui B, G, E. B, G, E. Acum unim cu eu. B, G, E. Da. Este egal cu aria lui C, G, E. G, E. Acum unim și pe C cu E, domnul. Așa. De ce? Păi dar D-ul e tot la mijloc. Și C, D, B, da, e o problemă simplă, că acolo e panograma ăla. Și paralelogram. Corect. Ce motive avem să primim panogram? Pentru că care, G, B, pentru că G, C, E, paralel. G, D, E coliniare. G, D, E coliniare. Exact. G, D, E coliniare și C, D, B sunt coliniare. Că doar D e pe C, B. Și știm că sunt coliniare, dar altceva.
O proprietate largă. G, D egal cu D, E și G, D egal cu D. Se înjumătățesc. Bravo, asta era. Așa și scrie. Plecăm de la asta, nu? Exact. Deci, la punctul E, vom spune, GD, congruent cu DE, CD, congruent cu DB, acolază, GE și CB, de le subarătăm. Scriem și asta. GE, virgulă, CB, diagonale, CGBE. Și cum am spus aici, diagonale și el, am spus că se înjumătățesc, rezultă că figura GBEC, paralelogram. Și atunci, într-un paralelogram, diagonala împarte paralelogramul în două triunghiuri echivalente. Și aria la 1 o să fie egal cu aria la 2. Dacă e paralelogram, rezultă că aria lui BGE. Da. BGE. Egală cu aria triunghiului GCE. 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 Termin. Deci, tabla. Cu asta am problema 6. Arătat că 6 de la 866. 6 AB. Deci la 6 la urma 6. De la 166. Da? Tu ia pe cea care mai e. Stoica! Calculați aria unui triunghi rectunghic. Auzi, ia o plasă la test. Că ai bibate de praf, de ce? Tu vii în spatele meu și... Calculați aria unui triunghi rectunghic. Trebuie să știi. Știm că ipotenuza și opateta au lungimile egale cu. Deci, să calculăm aria unui triunghi rectunghic. Imediat. Deci, în ipoteză... Da, mi se dă triunghiul ABC, măsura unghiului a 90 de grade, nu? Da. E dreptunghic, zice. A, B, C, cu măsura lui A, nu? Lui A, de 90. O alegem noi, că nu contează. Da. Da? Să calculăm aria triunghiului dreptunghic, știm că ipotenuza și o catetă au lungimile egale cu. Și acum începe cu A. A mic. Deci ipotenuza e 10. BC. E 10 BC. Și o catetă. Să o luăm AB. Și AB. 6 cm. Și acum A mic, nu? Da, asta la A mic. Era. Am înțeles. BC egal 10, AB egal 6. BC egal 10. AB egal 6. AB egal 6. B mic și la B mic. Și la B mic. BC egal 26. Și AB egal cu 10. Atât. Să calculăm aria. Aria. Da, mă. Știm ipotenuza și o catet. Exact. Pitagora. Pitagora ce facem? Aflăm cealaltă catetă. Da, așa poți să vedem catetă pe catetă, catetă ori catetă pe 2. Și aflăm aria, da? Foarte rapid. Deci din clipa în care știu pe BC, AB, AC va fi, nu? AC pătrat, egal cu radical, AC. Simplu, e radical din 100, da? Așa din 100. Minus 36 și egal cu radical de 64. 8. Face 8. Da.
Și atunci spunem că aria, aria lui ABCD, cateta 1 ori cateta 2, nu? Egal cateta 1 ori cateta 2. 8 ori 6. 6 ori 8. 48. Pe 2. Și pe 2. Și face 24 centimetri pătrați. Și am răspuns la și la B. La B. Adi, te rog să mă conduci. La B avem că ABAC egal cu radical din BC. AC. AC egal cu radical din 26 la pătrat. Radical din 26 la pătrat. Minus 100. Și egal cu 26 ori 26. Repede. AC la pătrat e BC la pătrat minus AB la pătrat. 676. 676 minus 100. Radical de 600? 576 care e pătrat perfect. 576. 576 dă minus 100. Minus 100 dă 576. Așa. 576 minus 100 și egal cu 576 care cred că e 24. Și egal cu 24. Ia vei 24 ori 24. Sigur, da. 24 ori 24. Și atunci are ușor. Aria de unghiul ABC. Scrieți. C1, da. C2, P2. Și face... 24, că am aflat-o, ori 10, supra 2. 24 ori 10, P2. Și 120. 120. 120 cm. Și am terminat problema așa, e foarte simplu. Da. Dar unde e barea lui 2? Aștea așa. Da. Am făcut și A și B. Da. Problema? Problema 9. De la ce pagină? 9, de la pagina 167. Da. Calculați area unui triunghi de ABC, în care măsura unghiului A e 90 de grade. Asta puțin așa. Măsura unghiului B egal cu 30 de grade. B, măsura lui B. 90. Lui B, 30. Lua 90. Da. Știind că lungimea catetei AB este A mic. AB egal cu 6 radical din 3 centimetri. Da? AB egal cu 6. 6 radical din 3 centimetri. Și la B mic, AB egal cu 12 centimetri. Astea sunt cele două cazuri în care trebuie să aflăm aria. Aria triunghiului. Deci, ce de aria triunghiului? Da. Nu avem nevoie de unul, nu? Uite că avem două unghiuri. Păi da, putem afla ce-o. Dacă știm da. Două dacă unghiuri, două unghiuri, înseamnă că măsura unghiul C și 60 de grade. Că știi și pe unghiul C. Da. Și avem și măsura B de 30 de grade și măsura lua din 90. Toate unghiurile sunt cunoscute. Da? Toate unghiurile sunt cunoscute. Știm pe AB. AB 60 grade. Da. Păi da, și cum avem 30 grade, hai să facem... Facem figură, da? Da. Așa. Parcă-i dublu. Facem figură și... Facem. A, să zicem. A, B, C. Iruna, avem că unghiul B e de 30 de grade. Da, deci eu 2 ori ipotenuză. Da. Știm că AB, AB e 6 radical din 3. 6 radical din 3 și atunci BC va fi dublu 6. 12 radical. Nu, nu mai. Unghiul din 90 grade de să aflăm, de să avem BC-ul ca să. Da, deci ca să fie jumătate ar fi fost AC-ul nevoie să rămână. Da. 6 radical din 3. E ce funcții să aplicăm sinus. Pentru 30 de grade? Ori mergeți pe 60 de grade? Sinus? Merge pe 60 grade, da. Da? Da. Atunci zici sinus de 60 de grade, da. Da, care este radical din 3 pe 2. Deci sinus de 60 de grade. Sinus de 60 de grade. Egal cu cosinus de 30 de grade. Poftim, da? Da. Adică cos de 30 de grade este aici, că e egal cateta alăturată. A, B. Supra BC. Supra BC. Iar AB-ul știm 6 radical din 3. Supra BC nu știm.
Egal cu... Radicale de 3 pe 2. Și valoarea în sinus cos de 60, eu știi că radicale de 3 pe 2. Cos de 30. Da? Radicale de 3 pe 2. BC egal cu 12. Atunci egalitatea asta... Cică BC egal cu 12. Cică așa ar trebui. Așa ar trebui, da. Uite, BC este ori ăsta, părțile astea. Da. Deci rezultă că BC face 12. Dacă îl știu pe BC... Atunci putem să-l aflăm și pe AC, care e 24. AC prin Pitagora, da? Nu, că avem un de 30 grade și latura opusă un de 30 grade și mi-l atinge pe tine. Deci cum BC e 12... Atunci AC cât e? 12... AC, nu, AC e 6. 6? Jumătate. Deci jumătate. Am vrut să vedea cât se Am vrut să vezi dacă așa ce papa de chimie, greșești după aici. Am vrut să vedea dacă sunteți atenți. Deci la mine s-o referite. Da? Deci AC e egal cu jumătate din BC. BC pe 2. Nu pe voi vă testa, pe mine. Că eu am gretat mă aici, da? 12 pe 2 și egal cu 6. Și acum area. Și area triunghiului. A, B, C, îndepânge cateta 1 ori cateta 2 pe 2 și face 6 ori 6. 6 ori 6, 36 pe 2? 18 ori 6, 6 radical din 3. 6 ori 6, da. Pe 2 și 18 radical din 3. Asta pentru A. Centimetri pătrat. Pentru punctul A. Acum pentru B. Pentru B. Pentru B aceeași chestie. Avem AB egal cu 12 centimetri. A la punctul B, avem ca AB egal cu 12 cm. Aplicăm cosinusul de nou. Radical din 3 pe 2 egal cu... Dar scriem cosinul de 30 de grade, ca să ne obișnim. De 60 grade. Nu, de 30. A, sinus de 60 grade. Da? Sau cosinus de 30 egal cu AB supra BC, echivalent. Cos de 30 grade lăsăm radical din 3 pe 2. Egal cu AB supra AB, o știu cât este. Este că 12, da? 12 supra BC. Și unde BC? Supra C. 24 pe radical din 3. Adică 8 radical din 3. Da. Simplificăm, raționalizăm. 8 radical din 3. AC-ul va fi 4 radical din 3. AC va fi BC pe 2. Da. AC egal cu BC pe 2. Spune aceste lucruri. Iată, egal da. Cu 4 radical din 3. 4 radical din 3. Aria triunghiului, scriem așa, aria triunghiului ABC. AB. Cateta 1 ori cateta 2 supra 2, ca să ne obișnim cu formulele, nu, domn profesor? Da. Da, și să fie, să ne obișnim să redactăm corect. Corect. Și 4 radical din 3. Lucrări, ori 12 supra 2. 4 radical din 3 ori 12 supra 2. Simplificăm. Da, și de 24 vorbiți radical din 3 centimetri pătrați. 24 radical din 3 centimetri pătrați. Vedem aici ce a fost interesant. Funcția. Să aplicăm funcția, da? Da? Uh-huh. Cosinusul. Și să aflăm laturile de acolo și să dăm drumul la problemă. Problema 11 de la pagina 167. Deci 11 la... 167. Triunghiul ABC echilateral. Da? Păi să bordeze acum. Ia să vedem. Nu mă scutu aici ce. Invadez la cretă de nu mă văd. Latura AB. Deci în triunghiul ABC, triunghiul ABC echilateral. De data asta un triunghi echilateral. Ce știi Adi de un triunghi echilateral? Că au toate laturile egale și toate unghiurile. Și are 60 grade. 60 grade, deci problema 11, da? Latura pătrată, da, 11 din la 167. Avem triunghiul ABC echilateral. Triunghiul AB. Ce e echilateral? Echilateral. Latura lui AB egal cu 12 cm. AB egal cu 12 cm. Să aflăm area triunghiului ABC. Păi, aria
Am văzut-o aici. Latura la 2. Latura la 2, răcat din 3. El pătea la răcat din 3 pe 4. Da. Dacă nu știm, ne imaginăm un triunghi echilateral și mulățimea pe care la mijloc. Imediat aflăm acolo, așa pe Pitagora. Așa cum imediat, fără să facem asta. Fără să mai facem nimic, dacă știm formula. Face 12 la pătrat, adică 144 radical din 3 pe 4. Pot face 4 să scrieți în partele a 4. Exact. 3. 3. 36. Și 6, da? 36 radical din 3. Atât, asta a fost problema numărul 11. Wow. Numai să știți asta. Mare are un triunghi echilateral. Cu cine e egal? Cu L la 2 ora e ca între 4. Da. Problema 12. Dar, repet, dacă uitați, că se poate întâmpla, imediat v-ați făcut un triunghi echilateral. Da? Un triunghi echilateral. Aici a dus înălțimea pică la mijloc. Vă închipuiți A, B, C. Asta este L. Asta, foarte bine că faceți, domn profesor, că acum la următoarea avem de mai. Da? L? Da. Asta e L pe 2. A prim, da? Da? A prim, da. A prim e L pe 2. Da. Și atunci baza L, prin Pitagora o aflu pe asta, din L pătrat, scad L pătrat pe 4 și face L, iar radical din 3 pe 2. Și vine baza ori înălțimea, deci asta va veni el radical din 3 pe 2. Și zici, are triunghi este baza, L, ori înălțimea care am aflat acum, ori L radical din 3 pe 2 și supra 2 face să apară el pătrat radical din 3 pe 4. Pe 4, deci să țineți minte de unde vine. Că nu tot timpul o să ținem formulele în minte. Se întâmplă să avem și necazuri, să uităm. Dar repede ne gândim. Pic la mijloc, Pitagora și mă descurc. Problema 12 de la 167. 12 de la 167, care spune ce? Care stă în șaflă marea unui triunghi echilateral. Triunghiul A, B, C, ce e echilateral. Cu lungimea înălțimii de 18 cm. A prim 18. Da, A prim, egal cu 18. 47. 47, o lăsăm și pe da. Da, să aflăm aria triunghiului. Ei. Dacă știm pe A prim, care este L radical din 3 pe 2, deci A prim e egal mai departe cu L radical din 3 pe... Da, A prim e înălțime. Da. Păi uite, A prim... Numai ce s-o demonstra, domn profesor. Am aflat-o. Da. Din L pătrat, scădem pe L pe 2 la pătrat, a Pitagora lucrat și vine L radical din 3 pe 2. Deci A prim este egal cu L radical din 3 pe 2. Deci egalitatea asta este. L radical între 3 pe 2? 18. 18. Și L radical între 3 pe 2 egal cu 18, da? Da. Și atunci vine că L, pe aici îl aflăm. Și apoi L de aici. L 34 pe calculul 36. L egal cu 36 pe... Radical din 3, nu? Da. Raționalizăm. 36 radical din 3. Pe 3. Și ținem. 3 radical din 3. Odată. 12 radical din 3. Și acum putem să punem și baza ori înălțimea, domnul profesor, nu? Deci și la aleatine baza ori înălțimea supra 2, sau? Ca să nu punem el pătrat radical din 3 pe 4, că e mai mijloc. Aria. Baza o fi BC. Triunghiului ABC. Egal cu BC. Da. Care e L. L. Ori A prim, care e... Ori A prim. Ori 12 radical pe 3. Pe 2, și egal cu... Tot acolo ajungeți. Normal. BC, care e L. 12 radical din 3, fi L. Deci 12 ori radical din 3. Ori 18. Pe 2. Supra 2. Și 108 radical din 3. 12, 6. Da. Cât face? 108 radical din 3.
108, da? Radical din 3. 108 radical din 3 centimetri pătrați. Și mai avem o problemă, 14. Opresc și pornesc din nou? Nu, că mai avem doar o problemă mică. Da, mai sunt 300 puncte. 10 minute. Cât să aflăm area unui drum de ABC, știm că AB egal cu 8, AC egal cu 6 și măsura unghiului 30 de grade. O avem 300 puncte. Da, da. Dar asta e A. Avem și B și C. Oprește. Riscăm sau nu riscăm? Nu ne... Da.